Încep prin a vă spune foarte clar că nu se taie nimic. Nu se taie salarii, nu se anulează sporul, nu se anulează nimic din ceea ce există deja. Și aici o să detaliem în mod evident, dar vreau să începem cu acest lucru foarte clar, că acest guvern nu taie salarii, nu taie sporuri, nu taie lucruri legate de salarizarea în zona publică.